Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. Discutăm astăzi despre activitatea instituției prefectului, dar și despre unele probleme în care factorii direct implicați au cerut într-un fel sau altul implicarea acestei instituții. Pentru toate acestea l-am invitat în platoul nostru pe domnul Alfa Tertamaș, subprefectul județului Satu Mare. Ne bucurăm că ați revenit la noi în platou. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule subprefect, vreau să încep emisiunea pe o tentă pozitivă și să le spun și celor de acasă că lucrările la noul sediu al instituției prefectului au început. Când mai exact a fost dat ordinul de începere? Acum două săptămâni aproximativ s-a dat ordinul de începere și predarea de amplasament. După o perioadă de aproximativ 5 luni și jumătate, am reușit să parcurgem tot ceea ce înseamnă procedura de atribuire a acestei lucrări. Avem un câștigător, se par a fi oameni serioși, oameni care de la bun început s-au apucat de amenajare, de șantier, de tot ce presupune activitatea lor acolo. Eu sper să reușească să se încadreze în termenul legal, adică cel de 24 de luni, care este termenul legal de finalizare a acestui contract. Acum, telespectatorii noștri văd pe ecran imagini cu locul în care va fi această clădire. O cunoaștem prea bine, de prea mulți ani am trecut prin această zonă și am văzut că este o clădire începută, însă nefinalizată. Acum ne bucurăm, sincer, că vedem că se lucrează. Câți ani a stat acest șantier, să zicem așa, nemișcat? Aproximativ din anul 1998 a preluat în administrare instituția prefectului acel obiectiv, deci teren și partea respectivă de construcție, dar din informațiile mele, 94-95 au fost efectuate ultimele lucrări. Din punct de vedere legal, datorită faptului că e o construcție sau e o structură de beton veche, legislația a impus și o expertiză în ceea ce privește starea fizică a clădirii, a elementelor de structură, lucru care s-a și întâmplat și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că nu sunt probleme în ceea ce privește eventuale probleme la structura clădirii respective. Deci asta înseamnă că cei care au lucrat acum 22 de ani au lucrat chiar foarte bine. A fost la fața locului de mai multe ori, este într-adevăr foarte mult beton acolo, este chiar în regulă partea respectivă. Clădirea în acest moment sau structura respectivă are două tronsoane. Pe lângă tronsonul respectiv va fi construit și un tronson nou, care va fi tronsonul cu numărul 3. Și investiția în momentul în care va fi terminată va adăposti absolut toate serviciile care sunt subordonate instituției prefectului, inclusiv aparatul propriu de lucru. Noi ne-am axat foarte mult pe acest obiectiv datorită faptului că pe locul în care își desfășoară activitatea serviciului matriculă, respectiv pașapoarte, locul este total impropriu, zic eu, pentru desfășurarea normală a activității și pentru primirea publicului în primul și în primul rând. Clădirea respectivă are o vechime foarte mare, investiții majore în clădirea respectivă nu se mai pot face pentru că sumele ce ar trebui investite în clădire sunt foarte, foarte mari și s-a considerat că ar fi bine să se reînceapă această procedură cu noua clădire. A fost o procedură care a început acum 3 ani și 3 ani aproximativ. Mă bucur că toți cei 3 prefecți care din anul 2014 până în prezent au fost la cârma instituției, cu toții și-au dat silința și întreaga pricepere ca acest obiectiv să se realizeze și cred că am reușit împreună să facem o treabă bună. A durat destul de mult, procedură de atribuire, comasări de terenuri, era o chestie destul de complicată, destul de lungă. Au apărut și anumite lucrări care noi nu le-am prevăzut de la bun început, s-au rezolvat și astea, acum suntem pe linia dreaptă cu construcția respectivă. Avem un diriginte de șantier al instituției prefectului și pe lângă asta mai suntem foarte mulți colegi care, într-adevăr, aproape de 2-3 ori pe săptămână ne deplasăm la fața locului să vedem efectiv ce se întâmplă. L-am asigurat pe constructor că nu doi ochi vor fi ai dirigintelor care vor supraveghea lucrarea respectivă, ci mult mai mulți. Bineînțeles că am solicitat seriozitate, punctualitate și în primul rând lucrări de bună calitate. Nu este o construcție oarecare, este o clădire a unei instituții publice, noi aparținem Ministerului de Interne, prin ceea ce facem noi acolo dorim să redăm zonei respective o altă viață, o altă perspectivă, o altă viziune. Clădirea respectivă, din punctul meu de vedere, a încurcat foarte mult aspectul întregii zone,
Dacă în 2 ani de zile construcția va fi finalizată, cred că vom reuși un picuț să ridicăm întregul nivel al acelei zone. Da, într-adevăr, și cred că cu atât mai mult, atât dumneavoastră cât și colegii dumneavoastră merg de 2-3 ori să vadă cum decur lucrurile și așa mai departe, pentru că nu cred că este plăcut să stai și să-ți desfășuri activitatea în condiții, să spunem, nu atât de bune. Stați și sunteți în momentul de față în Palatul Administrativ, dar din bunăvoința, să spunem așa, a celorlalte instituții care v-au dat niște spații. Dar sunt improprii, sunt birouri foarte mici și așa mai departe. Va fi total altfel când vă veți muta. Va fi cu totul altceva. Fiecare serviciu este foarte bine delimitat zona în care își va afla, în care își va desfășura activitatea. Acum avem birouri de 20 de metri pătrați în care lucrează 5-6 oameni. Nu cred că poți să lucrezi în astfel de condiții, mai ales mă refer la serviciul juridic, unde lucrările efectiv ce fac ei prezintă o importanță foarte mare în derularea activității. Cred că vom reuși să terminăm, bineînțeles și guvernul va trebui să ne sprijine în continuare cu alocarea de sume pentru anul viitor și pentru terminare în anul 2019. Câți bani s-au alocat pentru anul acesta? Pentru anul acesta avem alocați aproximativ 20-22% din valoarea totală a investiției. Care este? 2,5 milioane de lei. Este o sumă care este suficientă pentru anul acesta, dar anul viitor vor trebui să continue. Deci lucrarea este structurată pe 5 faze. S-ar pune problema cumva că, nu știu, în exercițiul bugetar viitor, nu știu, să nu fie inclusă sume pentru... Pentru că știm prea bine că s-a mai întâmplat, de aceea și stat atât de mult până semnalele acum care există în momentul de față din partea Ministerului de Interne a Guvernului sunt pozitive. Este, din câte știu eu, singura instituție publică, sediu instituția prefectului, care se finanțează din buget. Noi am reușit să fim cu toate documentațiile destul de avansate la momentul în care ni s-a solicitat sau ni s-au solicitat sumele pentru acest obiectiv. Fiind o lucrare începută, nu cred că sunt probleme sau nu cred că vor putea fi probleme vis-a-vis de finanțarea acestei clădiri. Lucrarea s-a câștigat la o sumă destul de mică, având în vedere că suntem pe la 60 și ceva la sută din suma licitată, deci nu a reprezentat din punctul meu de vedere niciun efort financiar derulat pe viitorii 2 ani unul foarte mare. Eu am toată speranța și încrederea că vom reuși. Dacă am ajuns până aici și a fost cumplit până am ajuns în momentul de față, a fost chiar foarte greu și am lucrat, foarte mulți am fost implicați din cadrul instituției în acest proiect și fiecare dintre colegii mei și-au dat seama că lucrăm efectiv pentru sediul nostru, pentru viitorul sediu în care atât eu cât și colegii mei ne vom desfășura activitatea. În acest sens n-am făcut rabat de la muncă, ne-am întâlnit de foarte multe ori, ori de câte ori situația o impunea pentru a găsi soluții, indiferent de problemele care au apărut. Este vorba despre lucru în echipă și cred că este foarte important acest fapt. Da, acum până în 24-5-2019 această lucrare sperăm să fie gata, sperăm ca termenele să se respecte și firma, bineînțeles, contractată să înțeleagă că de prea mult timp se așteaptă și să lucreze conform planului și nu pe lângă el. Însă vorbeați deci mai ales de cei de la pașapoarte și matriculări. Cred că este important ca cei de acasă să știe că de o perioadă destul de scurtă de timp se pot face și programări online. Deci, cum spunea domnul subprefect, spațiul este, zicem, îngust, total impropriu și așa mai departe, da. Dar vedem că tehnologia din nou ne ajută și pe acest segment. Da, așa este. Cele două servicii de aproximativ o lună și jumătate au disponibile posibilitatea planificărilor online. Ne-am gândit la acest aspect pentru că, din punctul meu de vedere, este unul foarte important. Fiecare cetățean să știe exact dacă are să-și rezolve o problemă, când și-o poate rezolva la oră, efectiv la minut. Lucrul acesta este funcțional. Pe lângă faptul că în fiecare săptămână există sau se pot face programări, am lăsat ziua de miercuri la serviciul matriculări și la permise o zi liberă, total liberă, destinată publicului.
Adică există cetățeni care au împlinit deja o anumită vârstă și nu au acces, de exemplu, la internet să-și facă o programare, deși este foarte simplu să se facă. Pe lângă nume, ai nevoie de datele de identificare ale autovehicolului sau codul numeric personal pentru preschimbarea sau programarea pentru obținerea permisului de conducere. Ziua de miercuri este o zi deschisă pentru toată lumea. Asta înseamnă că fiecare cetățean care vine miercurea, fără să se programeze, își poate rezolva problema. Bineînțeles că de obicei miercuri se adună un picuț mai multă lume. Există momente în când trebuie așteptat ca să poți avea acces la serviciul respectiv, dar trebuie spus că personalul serviciului de la matriculă, respectiv permisă, este unul mult subdimensionat, din punctul meu de vedere, la nivelul la care ar trebui să fie. Există, cererea este prea mare. Cererea a crescut extraordinar de mult din 1 februarie 2017, odată cu renunțarea la timbrul de mediu. Cetățenii își înmatriculează foarte, foarte multe mașini și pentru matriculare faza finală este prezentarea la serviciul nostru. Deci a crescut foarte, foarte mult activitatea. La serviciul permise este o tendință, zic eu, de normalitate, pentru că nu au fost valuri foarte mari privind preschimbarea permiselor. La început de an a fost valul cu permisele europene, dacă mai țineți minte, în 1 ianuarie am aderat la Uniunea Europeană și cei care au făcut cei 10 ani, normal, s-au prezentat. Foarte mulți doritori, în special persoanele vârstnice, și le-au schimbat în 2007 pentru că e permisul european și poate e o siguranță mai mare că pot să conduc în străinătate. Aceia au venit la începutul anului, dar în momentul de față nu mai sunt probleme deosebite. Mai există momente când se aglomerează, dar eu cred că merge treaba foarte bine. Da, acum, raportându-ne puțin la angajați, spuneați că sunt și puțini. Din păcate, cred că și cei de la permise și în matriculări, dar cred că și cei cu care lucrați și vă vedeți zi de zi, au o altă nemulțumire și anume cea legată de salarizare. Știți prea bine, ieri în Camera Deputaților s-a dat votul final, legea va merge acum la președintele Klaus Iohannis, însă noi știm că cei din instituția prefectului au protestat într-un fel sau altul prin intermediul grevei japoneze acum 2 săptămâni. Vreau să vă invit și pe dumneavoastră, dar și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să urmărim un scurt material legat de acest aspect, după care revenim. Legea salarizării unitare a fost adoptată de Camera Deputaților ieri, 7 mai. După acest vot, legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Cu toate acestea, au rămas foarte multe aspecte încă nerezolvate, fapt pentru care sindicatele, dar și angajații din unele instituții neafiliate unor federații sau confederații se declară foarte nemulțumite. Un astfel de exemplu îl constituie salariații din instituția prefectului Satu Mare, a căror salarii sunt în momentul de față cu aproximativ 50% mai mici decât majoritatea celor din serviciile publice deconcentrate, consilii județene și primării. Principala noastră nemulțumire este politica salarială discriminatorie a Parlamentului și Guvernului României, respectiv a Ministerului Afacerilor Interne, în raport cu funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile prefectului. Unde anume, mai exact, dacă ați putea să ne ziceți, se poziționează angajatul de la instituția prefectului? E încadrat la administrația locală, centrală? Noi, potrivit actualei reglementări, suntem funcții publice teritoriale. Instituțiile prefectului, serviciile publice deconcentrate, consiliile județene și primăriile reședințe de județ. Am vrea ca măcar să avem salariile pe care le au cei din aceeași familie ocupațională cu noi. Pentru a înțelege și mai bine situația, consilierul juridic Adina Tomșa ne-a oferit și un exemplu de salarizare comparativ cu o altă instituție. Funcție publică de execuție, consilier superior la nivel gradație 5, deci vechimea cea mai mare în muncă, are în jur la 3.000 de lei, cu toate sporurile, toate drepturile salariale, în timp ce colegi de la servicii deconcentrate au în jur de 6-7.000 de lei.
După cum ați putut auzi, diferențe destul de mari de salarizare. N-am putea spune chiar că un salariu de 3.000 de lei este unul mic, dar comparativ, într-adevăr, cu alții care, după cum ați auzit-o pe doamna Tomșa, spunea că alții au 6.000-7.000 de lei pe aceeași funcție, cu aceleași responsabilități. Într-adevăr, este un lucru supărător pentru ei. Din păcate, greva japoneză făcută de aceștia și de alți colegi de lor din instituții prefectului din România nu prea au dat roade, sau cel puțin nu știm noi. Aveți dumneavoastră cunoștință cumva că s-au aprobat ceva amendamente în Camera Deputaților înainte de votarea legii? Au fost foarte multe amendamente aprobate. Eu am primit o listă inițială cu ele, dar lista finală, respectiv legea în varianta finală, încă nu am reușit să o obțin. Sper să obținem cât de repede, o vom studia, să vedem exact ce presupune ea și vedem ce se va întâmpla mai departe. Ma colega mea s-a referit la 3.000 de lei, să înțeleagă toată lumea, vorba despre 3.000 de lei salariu brut, care înseamnă 2.000 de lei, 2.100 de lei în mână, în momentul de față. Da, acum ne încercăm să înțelegem. Acești oameni, colegii dumneavoastră, muncesc mai puțin față de alții din primării, de la Consiliul Județean, de la alte instituții de concentrate, de există această diferență mare. E aceeași familie ocupațională noastră, i-a susținut într-un fel sau altul în demersurile lor? Eu, din punct de vedere legal, nu puteam și nici nu doream să mă implic în acest demers, atât prefectul cât și subprefectul. Noi nu facem grevă, noi am luat act de dorința colegilor noștri, am informat ministerul vis-a-vis de solicitarea colegilor noștri și vis-a-vis de greva japoneză care a avut loc acum aproximativ 2 săptămâni. Eu spun că ar trebui să așteptăm să vedem cum va arăta legea în forma finală, să vedem care au fost amendamentele care au fost adoptate în Camera Deputaților. Cele de la Senat le-am văzut, colegii mei nu au fost cuprinși acolo în zona respectivă, dar poate că vom avea o surpriză în momentul în care vom studia exact legea și ne vom da seama că probabil și pentru ei se va găsi sau ulterior se va găsi o soluție în ceea ce privește salarizarea lor. Vis-a-vis de activitatea colegilor mei, eu nu pot să apreciez că lucrează mai mult colegii mei ca și cei din primării sau ca și cei din Consiliul Județean. În schimb, pot să spun un singur lucru. Hotărârile de consilii locale, respectiv Consiliul Județean, din prisma legalității, sunt avizate de colegii mei. Deci răspunderea pe hotărârile de Consiliul Local și Consiliul Județean ne aparține nouă, celor de la juridic, șefului serviciului, respectiv prefectului sau subprefectului, în funcție de speța despre care discutăm. Deci, din acest punct de vedere, munca lor, într-adevăr, este o muncă care necesită foarte multă concentrare, foarte multă cunoaștere și implicațiile neobservării unei scăpări într-o hotărâre de Consiliu Local pot fi chiar foarte complicate, atât pentru colegul meu sau colegii mei care au verificat din prisma legalității o hotărâre, cât și pentru șefii superiori care au avizat atacarea sau neatacarea acelei hotărâri de Consiliul Local sau Consiliul Județean. Au fost astfel de probleme? Vă aduceți aminte, de exemplu, în ultima perioadă să fie existat astfel de probleme pornite, nu știu, de la angajații instituției sau, no. Eu știu, de, că mă gândesc că de la consiliile locale de prin județ mai vin astfel de chestiuni. Deci toate hotărârile de consilii locale, respectiv dispoziții ale primarilor și hotărârile Consiliului Județean, vin la noi în vederea avizării legalității documentelor emise. Colegii mei au făcut foarte multe proceduri pentru intrarea în legalitate pentru anumite hotărâri de Consiliul Local. Deci primul pas este acela ca prin intermediul consilierilor locali dintr-o comună sau dintr-un UAT să se revină la hotărârea respectivă, să se includă sau să se scoată anumite lucruri care din punct de vedere legal trebuie să existe și să-și poată produce efectele din punct de vedere legal să fie în regulă. Primarii, respectiv consilierii, indiferent de UAT, aproape toți sunt foarte receptivi și se bucură pentru faptul că nu este atacată hotărârea respectivă din primul moment. Noi avem la dispoziție 6 luni să verificăm hotărârile de Consiliul Local, dar se verifică, vă spun, foarte, foarte repede. Și dacă sunt probleme, cu orice modificare ce intervine după adoptarea ei, ne încadrăm în termenul legal de 6 luni. Deci munca este concepută și munca este structurată în așa fel încât
în cele 6 luni să fie început o procedură și să se poată termina cu foarte mare ușurință. De exemplu, acum suntem în luna iunie, colegii mei verifică hotărârile din mai deja. Deci treaba merge foarte bine, s-a ajuns cu cele din urmă la o normalitate și de acum încolo tot ce intră se și verifică chiar foarte repede. Colegii mei sunt implicați, marea lor majoritate, au anumite UAT-uri de care răspund. Mă refer la consilierii juridici. Pe lângă activitatea de verificare hotărârilor dispozițiilor primarului, hotărârile de CJ, ei mai au și problemele cu fondul funciar, pentru că ei răspund de comuna respectivă. Când vin documentațiile, tot colegii mei sunt aceia care trebuie să verifice documentațiile respective, dacă sunt în regulă sau nu. Iar ulterior există o comisie, un grup de lucru la nivelul instituției prefectului, compusă din anumiți juriști din cadrul instituției, reprezentanții ADS, reprezentanții Oficiul de Cadastru, Publicitate Imobiliară și alte instituții, care se întrunesc într-un grup și verifică toate aceste documentații și fac o propunere către Comisia Județeană de Fond Funciar. Deci activitatea lor nu se referă numai la verificări de hotărâri. Da, având în vedere că ei au astfel de responsabilitate, e într-un fel ciudat cum guvernul, Parlamentul și așa mai departe, nu au înțeles nici de data această dată, dar nici cu ocazia altor majorări, că și ei trebuie incluși în rândul celorlalți bugetari din aceeași familie ocupațională. Știu foarte bine că au mai fost și alte perioade în care s-au făcut majorări și în care de la statutul de funcționar public local au fost trecuți rapid la central, la, eu știu, deci s-au făcut unele modificări astfel încât ei să nu fie încadrați. Deci mi se pare destul de... Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră, dar colegii mei de ultima modificare de salariu au beneficiat, mi se pare, luna august. În momentul în care a existat decizia cu echivalarea treptelor de salarizare la nivelul instituțiilor. Deci în momentul acesta, în funcție de vechime, fiecare este încadrat la nivelul maxim. Deci ce spunea colega mea este superior 1:1, cu gradația maximă 5, toți au același salar, pentru că datorită problemelor care le are legislația în domeniul salarizării, au fost colegi care au aceeași vechime, aceeași treaptă, aceleași atribuții, aveau salarii cu 200-300 de lei mai mici decât un alt coleg care a prins o altă perioadă în care alte legi și-au făcut efectiv prezența. În momentul de față toți au fost trecuți la nivelul maxim, conform hotărârii de guvern, și din acest punct de vedere între colegi nu există niciun fel de discriminare. Fiecare care are aceeași vechime, aceeași treaptă de salarizare, are într-adevăr același salariu din instituție, mă refer. Da, într-adevăr, dar vedeți, aceștia spun că un 50% mai mult, comparându-se cu alții, nu le-ar strica. Acum, categoric, urmează să vedem. Din câte am vorbit eu cu doamna Tomșac astăzi la telefon, pentru că înainte să deschid subiectul în emisiune, am zis că cel mai corect este să discută exact cu cei direct vizați. Îmi spunea că, din păcate, problema lor nu s-a rezolvat. Din câte știe dânsa, nici în legea proaspăt adoptată nu au fost încadrați așa cum și-ar fi dorit. Și eu țin minte că acum 2 săptămâni îmi spunea că vor lua în calcul întreruperea activității. Nu s-a pus problema, nu știți să deocamdată, nu? Eu am discutat cu colegii mei problema respectivă, mi-a fost adusă la cunoștință de la momentul apariției ei în cadrul instituției. A fost numai acea grevă japoneză. Vedem ce se întâmplă. Noi suntem prezenți, putem să discutăm, dar eu spun că neapărat trebuie să așteptăm forma finală a legii, să vedem exact cum arată legislația respectivă. Eu am primit, v-am spus, o parte dintre amendamentele de la Camera Deputaților, dar nu le-am chiar toate. Eu cred că în momentul de față foarte puțină lume ar avea acces la conținutul ad integrum la legea respectivă. Eu cred că mai trebuie să așteptăm câteva zile până o avem, atunci să studiem și după aia să tragem concluzii. Să se limpezească. Mie nu-mi place să trag concluzii pripit, îmi place să văd exact cum arată legislația.
poate va exista și o metodologie de aplicare din partea guvernului la ea. Haideți să vedem cam ce se întâmplă. Eu zic că mai trebuie să vină o metodologie de punere în aplicare. Niște norme de aplicare, probabil că vor veni din partea guvernului. Noi suntem propuși în noua... Sperăm că de același guvern, nu de altul, pentru că vedem că partidul de guvernământ își analizează într-un fel sau altul propriul guvern, să vadă dacă e bine, nu e bine, au făcut până acum lucruri bune, se vede schimbarea sau nu se vede și vom vedea, poate vom asista la schimbări de miniștri, se discută în spațiu public chiar de schimbarea primului ministru și multe, multe altele. Da, vom vedea. Trecem la un alt subiect, însă tot legat de drepturi salariale. Știți prea bine că liderul de sindicat, Dan Burule, a intrat de ieri în greva foamei. Astăzi a fost a doua zi de grevă. Acesta cere inclusiv instituției prefectului să se implice în rezolvarea problemelor de natură salarială pe care el le invocă odată cu această măsură drastică de a se înfometa pentru colegii săi. Aș vrea tare mult ca și dumneavoastră, dar și cei de acasă să ne reîmprospătăm memoria cu un material, după care revenim aici în platou. Dan Burulea, președintele CNSRL Frăția, filiala Satu Mare, a intrat în greva foamei. Principalele motive care l-au împins spre a acționa în acest fel sunt legate de nerespectarea unor hotărâri judecătorești, dar și a unei hotărâri a Curții Constituționale, ambele strâns legate de salarizarea din sectorul bugetar. În România astăzi, factorii de decizie, reprezentanții instituțiilor publice, cei care sunt obligați să urmărească la respectarea legii, o încalcă. Ei au refuzat să pună în aplicare decizia 794 a Curții Constituționale. Aceștia, dacă inițial au fost de acord cu punerea în aplicare odată cu publicarea acesteia, respectiv cu intrarea ei în vigoare, ulterior s-au răzgândit. Din păcate, ea nu este aplicată la nivelul tuturor instituțiilor publice. Sindicalistul are și o altă nemulțumire. De această dată, ea vizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare. Nu respectă o sentință definitivă și irevocabilă. Mai mult, a încercat și încearcă prin toate mijloacele să amenințe angajații cum că ei au abuzat de poziția lor, solicitând respectarea acestor drepturi și cred, îmi doresc așa, ca autoritatea tutelară să ia atitudine și respectiv să impună conducerea acestei instituții să respecte această sentință judecătorească. Este anormal, este nefiresc într-un stat de drept. Nu este corect atunci când e vorba de cetățeanul simplu, de omul, da, sau de orice altă persoană privată, atunci când e vorba de o sentință judecătorească să fie pusă imediat în executare, fără nicio problemă, iar atunci când e vorba de instituțiile statului, mai stăm pe gânduri, nu le punem în executare, căutăm diverse motive, deci ori suntem egali în fața legii, ori nu. Sindicalistul își propune să protesteze lângă statuia Dr. Vasile Lucaciu din Parcul Central, zilnic între orele 14 și 16, până ce toți factorii vizați vor accepta în primul rând un dialog pe aceste teme. Eu voi protesta până când instituțiile publice, respectiv până când instituția prefectului va găsi de cuvință să desfășoare o ședință a Comisiei de Dialog Social, o dezbatere pe aceste chestiuni, respectiv să ni se răspundă dacă decizia Curții Constituționale trebuie sau nu respectată de către instituțiile publice, să ne se răspundă dacă decizia, respectiv sentința judecătorească definitivă și irevocabilă, trebuie sau nu respectată de către Direcția de Protecție a Copilului. Regret că până la ora actuală nicio autoritate care de altfel a fost sesizată și, ca să nu mai spunem, astăzi a apărut pe prima pagina ziarului, care știe despre ce este vorba, nu m-a contactat și nu s-a interesat de protestul meu, nu s-a interesat de starea mea de sănătate, ceea ce mă supără și mă îngrijorează enorm de mult. Da, l-ați auzit pe domnul Dan Burulea, acesta a participat inclusiv aseară aici la audiență directă la o emisiune în care a vorbit și despre greva
pe care a pornit-o în mod particular, dar și despre legea salarizării unitare. Domnule subprefect, în primul rând ați auzit, dânsul a spus că se află în a doua zi de grevă, au apărut materiale, articole în ziar, spațiul cel public, puțin da? În spațiul public, în ziarul nostru a fost materialul de pe prima pagină. Am considerat că este într-adevăr o problemă care trebuie să ajungă la urechile tuturor, însă, din păcate, cei direct responsabili nu au reacționat. De exemplu, instituția prefectului, din moment ce a fost într-un fel invocată să se implice, de ce nu a făcut nimic? De ce nu a pus măcar mâna pe telefon să-l sune pe domnul Burlea să-l întrebe ce se întâmplă, să-l cheme la un dialog și așa mai departe? Bun, dorința domnului Burulea din materialul care l-am văzut nu este acesta să-l sunăm noi, ci într-o ședință viitoare a Colegiului de Dialog Social să îi oferim spațiul pentru a-și putea prezenta nemulțumirile și, bineînțeles, atașând documentele justificative. La ultima ședință a Comisiei de Dialog Social, care am prezidat-o chiar eu, din câte știu, domnul Burulea nu a fost prezent, deși este un membru marcant și pot să spun chiar foarte sincer al acestei comisii. Este una dintre persoanele cu care într-adevăr se poate discuta și își fundamentează foarte bine poziția, indiferent de speța care o are de prezentat. Instituția prefectului, ori de câte ori au dorit liderii de sindicat să se exprime, tot timpul le-am oferit spațiul, indiferent de sindicatul din care fac parte, indiferent de problema care doresc să o pună pe tapet. Noi nu am interzis, cel puțin de când sunt eu în cadrul instituției prefectului, de mai bine de 3 ani și jumătate, niciodată acest aspect. Ia, dar vă asigur... am înțeles, dânsul nu vrea ca în viitoarea ședință de dialog social, pentru că dânsul va face greva foamei până când instituțiile direct implicate, și anume Consiliul Județean, DGASPC, dar și unii primari, de ce nu? Pentru că această lege sau această hotărâre a Curții Constituționale cu numărul 794 din 2016 trebuie pus în aplicare de toate instituțiile publice, toate primăriile și așa mai departe. Deci dânsul vrea, într-un fel sau altul, ca instituția prefectului să fie mediator, mă gândesc, și ar vrea mâine, dacă s-ar putea, să se întâmple toate aceste lucruri, sau cel puțin până mai rezistă. Ați văzut, deja se vede și pe vocea lui că am observat și eu și nu este cam bine lasă. Ceea ce se întâmplă, da. Eu pot să vă asigur de întreaga deschidere a instituției prefectului, exact ca și cum a fost și până acum. De problemele pe care le sesizează colegul nostru, știam, sunt probleme mai vechi vis-a-vis de DGASPC. Instituția prefectului nu are în subordine DGASPC-ul, dânsii sunt patronați de Consiliul Județean. O discuție să mediem între reprezentanții sindicatului, adică între domnul Burulea și probabil alți conducători ai sindicatului și Consiliul Județean, se poate face oricând, la orice oră, dar acest lucru să știți că deja s-a întâmplat de foarte multe ori. Au fost contacte între domnul Burulea și DGASPC de o perioadă destul de lungă de timp, mai ales de când a apărut și sentința judecătorească de care domnul Burulea vorbește în comunicatul care l-a transmis și nouă vis-a-vis de acțiunea dumnealui de protest. Deci astea nu sunt probleme foarte noi, sunt probleme vechi care majoritatea rezolvării acestor probleme nu țin neapărat de instituția prefectului, dar ca și un mediator noi suntem disponibili și putem să o facem fără nicio ezitare, cu condiția să se găsească soluții într-adevăr ca treaba respectivă să meargă mai departe. Cu privire la sentința judecătorească, vă dați seama că nu poate spune instituția prefectului să se pună în aplicare un lucru care nu este foarte bine stabilit în sentința respectivă. Sentința trebuie pusă în aplicare, nu să se discute pe ea, ci instituția DGASPC-ului trebuie să o pună în aplicare. Am înțeles că sunt niște diferențe între domnul Burulea și reprezentanții DGASPC-ului cu privire la interpretarea hotărârii sentinței. Păi, haideți să le spunem și celor de acasă. Eu am sentința aici în mână. O pot și arăta așa puțin. Nu ați vedea mare lucru. Deci, mă duce direct pe ultima pagină în care zice așa: pentru aceste motive, numele legii, instanța hotărăște.
Și voi citi doar un singur rând. Obligă părâta, și anume Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, la respectarea clauzelor contractului colectiv de muncă, începând cu data de 18, care și-a făcut efectul, începând cu data din 18.05.2015. Deci este un contract colectiv de muncă care, din câte am înțeles, deja a expirat. Pe toată durata acestui contract de muncă, oamenii nu și-au primit acele sporuri pentru condiții deosebit de periculoase, un spor care e destul de mare, de 75%, așa în condițiile este. În care asistenții sociali care lucrează în cadrul caselor de tip familial sau altor centre sub tutela DGASPC-ului lucrează de foarte multe ori cu persoane cu dizabilități psihice, fizice și așa mai departe. Copii mici, oameni așa care trebuie îngrijiți, care trebuie vârstnici, trebuie chiar hrăniți, deci și așa mai departe. Acum, ca un alt factor, dacă ieri domnul Lăburulea a stat singur pe bancă în față la fața statuii Vasile Lucaciu din Parcul Central, astăzi alături de el, așa cum puteți vedea și în imagini, s-au strâns aproximativ 25 de persoane din mai multe centre și au înțeles că aceștia fac cu schimbul. Deci, mai mult de atât, domnule Alfater, oamenii aceștia vin și spun, noi vom opri activitatea. Deci chiar sunt dispuși să, cu toate că zic, avem suflet și nu putem să-i lăsăm pe acest, dar vom opri activitatea. Pentru că, îmi spunea unii dintre ei, lucrează de 45 de ani și au un salariu de 1500 de lei, cu tot cu vechime. Deci, am înțeles. Dar haideți să discutăm puțin despre legalitate, în mod normal. Când ajungi la instanță. Da. Există posibilitatea ca instituția să se gândească dacă să pună sau să nu pună în aplicare o hotărâre judecătorească? Nu. Instituția DGASPC-ul trebuie să pună în aplicare acea sentință. Mărul discordiei nu este punerea în aplicare, ci la ce să se pună în aplicare sporul respectiv care este prevăzut în acea sentință. Există opinii diferite între DGASPC și reprezentanții sindicatului, cum că ar trebui să se aplice la întreg salariul. DGASPC-ul susține altceva, s-au făcut, din câte știu eu, anumite expertize în acest sens, o parte încă continuă să se facă pentru a se putea pune în aplicare hotărârea respectivă. Este un picuț mai complicată speța. Eu cred că este nevoie de interpretarea juridică, nu numai a hotărârii sentinței, ci a întregii sentințe, să se vadă care a fost legislația care a prevăzut acordarea, pentru că hotărârea este destul de limitată, deci să se respecte. Și atunci înseamnă că trebuie văzut în anul 2015 care au fost posibilitățile, la ce s-a referit legislația în momentul 2015 când s-a semnat acel contract colectiv. Trebuie văzut cine a semnat contractul respectiv, a avut drept să semneze acel contract, s-a înregistrat la ITM acel contract colectiv de muncă. E problema mai complicată, eu chiar de aia nu doresc să mă pronunț. Noi putem să mediem această discuție și nu vreau eu să spun ora exactă de ce nu s-a pus până în momentul de față în aplicare sentința. Pentru că nu este datoria mea, nu este instituție care aparține de instituția, prefectul nu este subordonată. Ca și mediere, bineînțeles că vom face toate diligențele necesare să ne putem întâlni și să se poată stabili un calendar al punerii în aplicare, precum și metodologia. Dar, bineînțeles, acest lucru trebuie să fie acceptat de către ambele părți. Da, l-avem pe domnul Petru la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Da. M-ar interesa ce se întâmplă cu podul Golescu. Adică Decebal, iarăși. Cu podul Decebal? Păi, acum e blocat, de exemplu, se lucrează iar o stat luni de zile cu panourile alea pe el, acum s-o trasat și acum se poate freza din nou. Ce dracu e iarăși cu podul ăla? Da, aveți grijă la limbaj, domnule Petru. Nu știu, haideți să vedem dacă domnul suprefect are informații. Aveți unele informații, știți? N-am folosit-o în limbaj foarte, numai cât am zis. Ce dracu' cu pot. Da, era bine să ne vă repetați. Vă mulțumim tare mult. Da. Domnule suprefect, aveți unele informații referitoare la pod? Nu am foarte multe informații, dar mai ales atribuții. Din ce am înțeles eu, s-au făcut anumite probe din asfaltul care a fost turnat. Asfaltul respectiv, am înțeles că, din punct de vedere calitativ, a corespuns cerințelor caietului de sarcini, respectiv cerințelor contractului de execuție,
dar ci că ar fi o problemă la metoda de execuție, precum și la alte elemente de natură tehnică. Probabil că se va reveni la o asfaltare ad integrum la podul respectiv. Ca și tehnologia, am înțeles că ar fi niște probleme. Tehnologia au fost executate conform proiectului tehnic, dar ci că tehnologiile care au fost stabilite de către proiectant, datorită faptului că discutăm despre un pod care se mișcă, care are trepidații, care are anumite vibrații, tehnologia care ar fi gândit-o proiectantul, am înțeles că nu ar corespunde cerințelor legale și cerințelor care există în vederea încărcării structurii podului. Da, din păcate vedem că și se pare că va urma din nou o perioadă destul de încărcată din punct de vedere al aglomerației, dacă aceste lucruri pe care le-a spus și domnul Alfater se vor întâmpla. Ce să facem? Parcă, din câte mi-aduc aminte și dacă vă gândiți și dumneavoastră, dragi telespectatori, ne-am aflat cam anul trecut pe această vreme că această firmă care se ocupă de asfaltarea podului nu e specializată în așa ceva, așa că nu mare ne este mirarea că îl vor asfalta din nou. Haideți să revenim puțin. Acum ne-a zis foarte clar, aceste hotărâri de cătărâși trebuie puse în aplicare. Correct. Și veți face în așa fel încât să mediați. Un alt aspect ține de această hotărâre a CCR, care din 2016 a spus că ar trebui ca la nivelul fiecărei instituții să se aplice nivelul maxim pentru fiecare funcție, grad, treaptă, gradație, vechime și așa mai departe. Domnul Brulea zice, la început, șefii de instituții au fost de acord. După aceea s-au răzgândit. Din nou. De ce există această posibilitate? Cum adică ne răzgândim? Și acum dumneavoastră știți mult mai bine, pentru că vă întâlniți cu oameni simpli. Da. Zi de zi, care vin la dumneavoastră cu o hotărâre judecătorești și spun că X primărie, Y primărie nu le pune în aplicare. Nu înțelegem. În momentul în care, din nou, un om merge la dumneavoastră, un om simplu merge la dumneavoastră și speța lui nu se poate rezolva din punct de vedere administrativ, categoric îi spuneți, trebuie să luați calea judecătorească, trebuie să mergeți la instanță. Omul se pare că degeaba merge la instanță, indiferent de speța. Primările, administrațiile, instituțiile, păi dacă vor o fac, dacă nu, nu. Cine ar trebui să-i oblige? Haideți să ne referim atunci la problema specificată de dumneavoastră și de domnul Burulea cu referire la aplicarea deciziei Curții Constituționale 794, dacă da. Bine rețin, de anul trecut. Și la nivelul instituției prefectului, la momentul în care decizia respectivă a fost publicată în Monitorul Oficial, au existat anumite discuții. Lucrul care s-au concretizat prin solicitări ale noastre cu privire la clarificarea situației, inclusiv la Ministerul Muncii. Mi s-a spus foarte clar că decizia respectivă se referă la unitatea administrativ-teritorială care a câștigat în baza unei sentințe anumite drepturi și nu se referă la alte instituții. Atât Consiliul Județean cât și instituția prefectului județul Satu Mare am primit de la Ministerul Muncii un document din care reiese exact același lucru. În consecință, atât eu cât și colegii mei din cadrul instituției prefectului am luat act de aceste informări ale Ministerului Muncii și am solicitat nivelurile maxime de salarizare aflate în plată la nivelul instituțiilor prefectului din țară. Ne-am limitat la acest aspect. Lucru care s-a și întâmplat, a fost hotărârea cu echivalarea lor, s-au pus în aplicare. La dumneavoastră, dar la se noi. Pare că nu la toată lumea. Domnul Burulea, am înțeles că ar solicita o altfel de abordare a răspunsului Ministerului Muncii cu privire la punerea în aplicare a deciziei respective. Deci dânsul, în speță, din câte știu eu, se referă la angajații de GSPC-ului. Din punctul meu de vedere și al documentelor care au fost primite de la Ministerul Muncii, echivalarea respectivă s-ar putea face, dar numai la nivelul instituțiilor similare. Iar domnul Burulea, am înțeles că a specificat faptul că ar fi vorba despre familia ocupațională din care fac și dânsii parte. Deci o chestiune puțin diferită
față de ce știm și noi. Așa, ca și o concluzie la acest subiect, pentru că timpul tace, trece și vreau să trecem și la altele, ar putea instituția prefectului să organizeze această ședință de dialog social, această mediere direct și doar cu instituțiile direct implicate, direct vizate, în o perioadă cât de scurtă? Ședința de dialog social mi se pare că a fost acum o săptămână și un pic. Noi, se mai poate face? Se poate face, se poate face ședință de dialog social, se face luna. Am intrat. Nu cred că rezistă stomacul domnului Burulea până atunci dacă. Nu, eu m-am gândit să găsim o soluție, să le discutăm problemele astea un picuț mai repede. Adică în sensul să luăm legătura cu dumnealui, cu instituțiile pe care ni le-a comunicat și dumnealui și să facem o întâlnire mai repede. Nu neapărat trebuie o ședință de dialog social pentru a putea dezbate teme de acest gen. Oricând ne putem aduna și putem să discutăm pe temele respective. Va fi o ședință cu ușile deschise? Poate intra și mass media și oricine? Cu siguranță. Din punctul meu de vedere, așa ar fi normal să se întâmple. Dar, bineînțeles, și instituțiile trebuie să vină foarte bine documentate și la sugestiile domnului Burulea, fiecare trebuie să vină cu un răspuns pertinent. Bineînțeles, ajutați noi de juriștii noștri, care și ei trebuie să se pună în temă foarte bine cu spețele respective, pentru ca, virgulă, cu acea ocazie, să se stabilească anumite lucruri. Eu nu sunt omul care mă întâlnesc cu cineva de dragul de a mă întâlni și de a-mi face două poze. Eu nu suport astfel de lucruri. Dacă o facem, atunci să facem în așa fel încât să existe un feedback. Că e pozitiv, că e negativ, partea asta nu mă interesează, să fie legal. Pe mine atât mă interesează. Da. Sperăm să se întâmple acest lucru cât de repede, să domnul Burulea să iasă din greva foamei, de ce nu, să se rezolve totul, pentru că în foștul urmei, cam cred că asta urmărește fiecare instituție în parte, fiecare persoană implicată. Schimbăm subiectul, nu mai avem foarte mult timp, dar vreau să abordăm o altă temă în care, din nou, instituția prefectului a fost solicitată să intervină, să medieze, să rezolve problema dacă poate. Despre ce este vorba, vedem din materialul următor. Gunoiul reprezintă în acest moment o problemă în mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare. Asta după ce societățile care furnizau serviciul de salubrizare și-au sistat activitatea. Un prim astfel de exemplu este comuna Craidorolț, unde firma Instal Ros SRL a notificat primăria că nu va mai ridica deșeurile populației pentru neplata taxei de mediu. Situația este cu atât mai gravă cu cât săptămâna aceasta deșeurile menajere ar trebui ridicate de la populație, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, ele vor rămâne în fața caselor sau în curțile oamenilor. Primarul Daniel Boloc declară ferm că vinovați de ceea ce se întâmplă se fac cei de la Consiliul Județean, care nu își asumă plata acestei taxe. Conform prevederilor în vigoare, articolul 16, aliniatul 1, din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, numărul 2413/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligația de a declara și de a plăti de la Fondul pentru Mediu taxa pentru deșeuri inerte și nepericuloase, încredințate de către terți, în vederea emiterii finale prin depozitare în spații autorizate în acest scop. În cazul nostru, administrator și totodată proprietar al depozitului este Consiliul Județean, explică Boloc Daniel. Autoritățile din Craidorolț au luat în considerare și emiterea unei hotărâri de Consiliul Local pentru rezolvarea situației, și anume plata taxei din bugetul local. Din păcate, nici acest lucru nu este posibil, pentru că toate deciziile în acest sens, luate de alte unități administrativ-teritoriale, au fost atacate în contencios administrativ. O situație similară există în Terebești și acolo tot societatea Instal Ros SRL este cea care se ocupă de salubrizare. Atât primarul din Craidorolț cât și cel din Terebești s-au adresat și instituției prefectului. Eu am anunțat prefectura, dar mi-au comunicat că ei nu se bagă pentru că ar fi vorba despre un litigiu comercial. Acest lucru pe mine mă deranjează. Așteptam ca instituția prefectului să fie un mediator, având în vedere că vorbim despre o chestiune în care sunt implicate mai multe instituții publice, declară Boloc Daniel. Taxa de mediu reprezintă o problemă în mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, Craidorolțul și chiar Terebeștiul sunt doar primele două localități victime, între ghilimele, a acestei taxe. Domnule subprefect,
Cum poate instituția prefectului să ajute într-un fel sau altul la rezolvarea acestei probleme grave și care pândește într-un fel după colț tot județul și toată România, dacă e până acolo, că am zis că e un haos total peste tot? Bun, haideți să propun să începem un picuț cu început. Vă rog. Există o ordonanță de urgență cu numărul 19, dacă bine rețin, care prevede faptul că pentru fiecare tonă de deșeu depozitat la o groapă de gunoi ecologică, se achită 80 de lei pentru fiecare tonă. Cei 80 de lei înseamnă venit la bugetul fondului de mediu, adică venit la bugetul de stat. Punerea în aplicare a acestei ordonanțe de urgență o face fiecare consiliu local în parte. Unii au intervenit sub forma unei noi taxe care să apară diferit pe factură, pe factura emisă, în sensul că să apară taxa de mediu. O parte au majorat taxele către populație, o altă parte au avut anumite rezerve din care au putut plăti și această taxă. Să nu creadă niciun cetățean al municipiului sau județului că cei 80 de lei ce se plătește pentru fiecare tonă rămâne venit la bugetul local sau bugetul Consiliului Județean sau bugetul unei firme care se ocupă de un astfel de serviciu. Venitul respectiv azi se colectează, mâine se virează la bugetul fondului de mediu, din care se întrețin cu totul alte activități, cum ar fi Casa Verde, Casa Verde Plus, programul Rabla și multe sentințe judecătorești care au fost pierdute de AFM cu privire la diferitele tipuri ale taxei de mediu care s-au plătit de către cetățeni și au fost câștigate în baza unei hotărâri judecătorești definitive și revocabile. Asta am vrut neapărat să punctăm. Groapa de gunoi a municipiului Satu Mare este o groapă de gunoi care este declarată, este acreditată ca și groapă de gunoi ecologică. Ordonanța de urgență respectivă se referă strict pentru gropile de gunoi ecologice. În spațiul public au circulat anumite informații că Clujul nu plătește, că Maramureșul nu plătește. Păi fraților, nu plătește pentru că n-au nici groapă ecologică. Asta trebuie să o spunem. Dacă ar avea groapă ecologică, cu siguranță că ar plăti și ei și ar intra sub incidența acestei legi. Atât, da, sunt mai norocoși, dar câte gropi ecologice eu sunt? Eu nu cred că sunt foarte norocoși. Câte gropi ecologice știți dumneavoastră că sunt în România? În România nu știu exact câte sunt. Eu am înțeles că sunt aproximativ mai mult de 50% dintre județe au gropi ecologice. Dar mă mir cum Clujul, mare județ care a fost fruntaș la... Pe Clujul mai acum câțiva ani vrea să-și aducă gunoarele la noi în județ. Bineînțeles, și județul Satu Mare nu a acceptat acest lucru. Așa bine. Este, tocmai ca să-și poată face ei groapă ecologică. În momentul în care s-au putut obține fonduri europene pentru a se putea finanța groapa ecologică, investiție de multe milioane de euro, județul Satu Mare a fost una dintre județele care au participat la selecția respectivă și au câștigat proiectul. Acum e o problemă că avem groapă ecologică, dar trebuie să plătim în baza unei ordonanțe o sumă de 80 de lei. Bine, dar vedeți, problema este nu că trebuie să plătim, ci cine trebuie să plătească. Domnul primar Daniel Boloc de la Craidorolț, prima victimă într-un fel, nu dânsul, ci întreaga comunitate a acestei taxe, se află într-o postură foarte nasoală, putem să spunem. Și anume, firma a venit și a spus: sistem activitatea pentru că ne-a venit la groapa de gunoi în științare cum că avem de plătit, aveți restanță, dumneavoastră, primăria, aveți restanță, de fapt, cam 53.000 de lei, parcă, pe lunile ianuarie, februarie, martie. Au apelat la dumneavoastră. Dumneavoastră, adică la instituția prefectului. Instituția prefectului chiar așa i-a spus că nu se bagă pentru că e vorba de litigiu comercial și că nu au atribuții? Eu nu cunosc să se fi spus așa ceva. Eu, în schimb, pot să vă spun un alt lucru. Domnul primar Daniel Boloc și doamna primar de Terebești, îmi scap acum numele, mâine dimineață... Mariana. Da, exact. Mâine dimineață vor veni la noi la sediul instituției prefectului și vom dezbate împreună această problemă care o au dânsii. Și eu vreau să le spun celor de acasă că exact aceste două persoane, adică domnul primar Daniel Boloc și doamna primar a Vorniciții Mariana vor veni săptămâna viitoare, cât de repede, aici, în platoul Informația TV, la audiență în direct, să discutăm despre această problemă. Deci mâine dânsii sunt așteptați la noi. Am înțeles că este o întâlnire deja de dinainte programată strict pe această temă
și mâine vom ști mai multe lucruri. Să vedem exact care au fost, s-au adoptat hotărâri de Consiliul Local la nivelul lor. Nu s-au adoptat. Nu s-au adoptat. Și vă spun și de ce. Din discuțiile pe care le-am avut cu dânsii, mi-au spus că înainte să adopte o astfel de hotărâre, au contactat Curtea de Conturi. Să vadă dacă, într-adevăr, ar putea să facă așa ceva, adică să plătească din bugetul local. Și Curtea de Conturi a spus că nu există bază legală prin care ei să plătească această taxă și dacă o vor face, vor veni în control sau la momentul potrivit și le vor imputa aceste lucruri. Și atunci ambii primari, și cred că fiecare primar în parte, spune, păi eu ce fac? Că bani de acasă n-am să aduc ca să plătesc retroactiv, să scot eu bani din buzunar și să plătesc taxa de mediu. Și se află într-o postură... Bun. Asta e o parte, 50% din explicație. Bun, și cu ce soluție a venit Curtea de Conturi mai departe? Asta nu v-a spus. Asta nu ne-a spus. Nu ne-a spus cu ce soluții. Sperăm să aflăm. O să le discutăm mâine problemele respective. Despre acest ordin 2413 din 2016, unde și pe care l-a citat domnul primar în declarația pe care tocmai am auzit-o, cum că Consiliile Județene... Ordin de ministru. Ordin de ministru, da. Nu e ordonanță de urgență ca și cea care o stabilește. Nu trebuie respectat atunci? Ba da, trebuie respectat, toate trebuie să respectate, dar trebuie să... La noi și administratorul și proprietarul e același, Consiliul Județean. Ei ar trebui să plătească conform ordinului. Cine să plătească? Administratorul. Ei plătesc, ei colectează și plătesc la fondul de mediu pentru fiecare ton 80 de lei. Așa. Administratorul gropii de gunoi ecologice, ca har domnului avem, plătește la fondul de mediu. Deci să nu-și facă cineva griji că rămâne în județ. Se pare că dânsii au înțeles că Consiliul Județean trebuie să plătească inclusiv pentru primării. Adică pentru ce duce primăria Craidolos, de exemplu, la groapă trebuie să plătească tot Consiliul Județean, acel surplus de cât, nu știu, cât de eu nu vreau să intru în polemici. Este ordonanța de urgență, asta trebuie pusă în aplicare până în momentul în care hotărârea de guvern care se află pe site-ul ministerului va fi într-adevăr publicată în Monitorul Oficial. Hotărârea de guvern respectivă va clarifica întru totul întreaga situație și va găsi soluții în așa fel încât să nu mai trebuiască un administrator de groapă de gunoi sau o primărie sau un consiliul județean să interpreteze legislația care în momentul de față, din ce spune și domnul primar Balog, din punctul dumnealui de vedere este ambiguă. Încă un pic de răbdare să avem, pe site-ul Ministerului Mediului se poate verifica proiectul de hotărâre, am înțeles că a fost în dezbatere publică, a suferit deja anumite modificări în urma dezbaterii publice, se va lua o decizie în viitorul apropiat. Când va apărea hotărârea respectivă, lucrurile vor fi închise. Vom ști fiecare dacă are de plătit, ce are de plătit, cum are de plătit. Și la revedere. Acum se interpretează, din păcate, acele mici scăpări care pot fi efectiv în ordinul de ministru sau în ordonanța de urgență respectivă sau în diferite alte documente pe care le avem în acest domeniu. Da, vom vedea, abia așteptăm să auzim și din partea instituției prefectului, chiar și din partea Consiliului Județean, altor primării, cum anume... vor vedea rezolvarea situației și, bineînțeles, trebuie găsită mâine o soluție pentru cele două primării. Din punctul meu de vedere, așa nu se poate rămâne. Și va trebui, credeți că veți putea rezolva mâine ce nu s-a rezolvat în ultimele două săptămâni? Eu cred că da, dar pentru acest lucru trebuie să aibă toate părțile deschidere. Inclusiv groapa de gunoi, inclusiv primările despre care discutăm. Acum că ei nu vor să aplice o ordonanță de urgență în felul în care este scris pentru că interpretează altfel, este altceva. Dar ar trebui să vedem, în primul rând, dorința și nevoile cetățenilor. Ei sunt primarul cetățenilor, nu sunt primarul gropii de gunoi. Da. Domnule subprefect, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi la noi. Cum are drag oricând la dumneavoastră. Vă așteptăm și de altă dată cu vești cel puțin la fel de bune ca de data aceasta. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc. Da, dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi. Ne întâlnim mâine tot aici de la ora 6:30. Sunt Sergiu Podina, ați urmărit audiența în direct și nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!